Parte, mai sunt doar câteva zile până când pensionarii cu venituri mici vor primi de la stat banii pentru facturi și mâncare. Vorbim despre ajutorul de 1500 de lei pentru facturi și de banii pentru alimente care vor intra tot pe parcursul anului 2023 la fiecare două luni. Lista banilor de la stat este însă cu mult mai lungă. Alina Tănase în direct cu toate detaliile. Alina, te ascultăm! Bună dimineața, Maria, bun găsit tuturor! Sunt mai multe tipuri de ajutoare care vor fi acordate pensionarilor cu venituri mici de la 1 ianuarie și ne uităm puțin pe rând. În primul rând, punctul de pensie crește cu 12,5% pentru toată lumea și va ajunge la 1785 de lei de la 1 ianuarie. Apoi, ajutorul pentru pensie. Cei cu pensia sub 1500 de lei vor primi 1000 de lei în două tranșe pe parcursul anului. Prima tranșă în ianuarie, iar a doua tranșă în septembrie, deci 500 de lei la început de an, 500 de lei la începutul toamnei. Cei cu pensii între 1501 și 2000 de lei primesc 800 de lei la fel în două tranșe, iar cei care au pensia între 2001 și 3000 de lei vor primi 600 de lei la fel împărțit în două tranșe. Ne uităm mai departe la ajutorul pentru energie, care va fi acordat sub formă de vouchere. La fel, se acordă tot în două tranșe, 1400 de lei, 700 la început de an și 700 înainte de începerea iernii, când, bineînțeles, prețurile sunt și ele mai mari. Mai departe vorbim și despre ajutorul pentru alimente, acele carduri sociale pentru cei cu pensia sub 1700 de lei, 250 de lei în două luni vor primi aceștia pe tot parcursul anului 2023. De menționat de asemenea și alocațiile, care vor fi majorate cu rata inflației pe anul trecut, deci o creștere de 5%, și salariul minim, care și el va ajunge la 3000 de lei de la 1 ianuarie, din care 200 de lei ei vor fi scutiți de taxe. Un singur lucru mai este de menționat, tot o măsură decisă de coaliția de guvernare: se va acorda și a 13-a indemnizație pentru persoanele cu handicap și, de asemenea, indemnizațiile pentru veterani și văduve de război vor fi și ele actualizate cu rata inflației, începând din 2018, atunci când au fost înghețate, deci rezultă o creștere, vedem, de aproximativ 30%. Acestea sunt, așadar, ajutoarele pe care le vor primi românii cu venituri mici de la 1 ianuarie 2023. 3.